Îți vom arăta pas cu pas ce trebuie să faci când îți deschizi telefonul pentru prima dată. Apasă și ține apăsat butonul de pornire pentru câteva secunde și telefonul va porni. Apoi tastează codul PIN. Îl găsești pe cartela de plastic din care ai desprins cartela SIM. Setează limba navigând prin meniu. Citește și aprobă termenii și condițiile menționate. În ecranul următor vei primi o solicitare să descarci setările pentru internet. Selectează Da și apasă pe săgeata din colțul din dreapta jos al ecranului pentru a continua. Apoi poți conecta telefonul tău la o rețea Wi-Fi. Selectează Căutare rețele. Selectează o rețea Wi-Fi și completează parola corespunzătoare. Apasă pe Efectuat pentru a continua. Acum ești conectat la o rețea wireless. Apasă pe săgeata din colțul dreapta jos pentru a merge mai departe. În etapa următoare, te poți conecta cu un cont Google. De asemenea, poți conecta și conturile de Facebook și Twitter pe noul tău telefon. Aici îți poți activa serviciile de localizare, GPS. Această funcționalitate este utilă pentru localizarea ta pe hartă. De asemenea, poți primi informații meteorologice pentru locația în care te afli și poți distribui locația prietenilor. Acum poți folosi telefonul tău. Apasă pe Finalizare. Pe ecranul următor poți citi informații despre utilizarea datelor pe telefonul tău. Apasă pe butonul Următorul. Dacă vrei să contribui la îmbunătățirea calității produselor Sony, în următorul pas îți poți da acordul pentru folosirea datelor tale sub formă anonimă. Lasă deocamdată căsuța bifată și selectează Efectuat. Acest telefon rulează pe sistemul de operare Android, care este un produs Google. Ai nevoie de un cont Google pentru a descărca aplicații și pentru a folosi alte servicii Google. Apasă pe Google Play pe ecranul principal și setează-l. Poți crea un nou cont Google sau poți să adaugi unul deja existent. Dacă ai deja un cont Google, atunci trebuie doar să completezi adresa de e-mail și parola. Acceptă termenii și condițiile și apasă pe OK. Îți recomandăm să lași bifele așa cum sunt și să continui fără a schimba nimic. Aici ai Google Play Store, de unde poți descărca aplicații utile și distractive. De exemplu, poți descărca aplicația Telecom My Account, unde ai toate datele tale, alături de facturi și stadiul de utilizare.